Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se confirmă rezultatele alegerii președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020. 2. Se validează alegerea doamnei Maia Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova. 3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.